Jale mare, țipete și scandal astăzi în Parcul Romilor din Strada Libertății. Poliția locală și Rosal au descins în zona locuințelor improvizate ale romilor de lângă Gara de Vest, de unde au confiscat deșeuri reciclabile în valoare de mii de lei. Acțiunea a fost organizată de conducerea primăriei Ploiești și a vizat curățarea zonei de deșeuri. Romii s-au plâns că s-au chinuit să adune peturi și cutii metalice din gunoaie și că cei de la Rosal le-au luat. Aceștia au acuzat conducerea primăriei că, prin confiscarea deșeurilor reciclabile, i-a lăsat fără bani de mâncare pentru copii.